Dragii mei, Hristos a înviat. Cu adevărat a înviat. Cu adevărat a înviat. Ca de fiecare dată sunt nespus de bucuros să vă aud. Avem astă seară o temă foarte actuală, care strânește interesul multora, probabil, nu atât din punct de vedere teologic, și aici o spun cu mâna pe inimă, ci din frica pe care unii o au doar la auzul acestor cuvinte, sfârșitul lumii, apocalipsa, antichrist, și tot ceea ce este legat de acest segment. Frica nu este o virtute, este de la cel rău, este de la diavol. De aceea Mântuitorul de nenumărate ori ne spune să nu avem frică și să nu ne temem. Și eu nu de puține ori v-am spus că iadul este pentru diavol și raiul pentru înger, chinul este pentru cei răi, iar bucuria și veselia pentru cei drepți. De aceea, preocuparea multora astăzi a devenit sfârșitul lumii. Unii își fac provizii, alții își fac buncăre, alții nu știu ce mai fac. Fiecare după rațiunea fiecare sau după cum își imaginează acest sfârșit care va fi până la urmă. Și din ceea ce o să încercăm astăzi să discutăm, o să vedeți că este un lucru absolut necesar și rațional. Cum am și căzut de acord la rugămintea unor ascultători, vă voi da câteva citate din Sfânta Scriptură pe care le vom folosi astăzi și vă rog din suflet să deschideți Sfânta Scriptură și un pix și un caiet în care să vă notați aceste citate și să le pregătiți din timp, pentru că până la urmă ne axăm pe ceea ce ne spune Sfânta Scriptură și nu cum mi-ați scris dumneavoastră ceea ce ați văzut pe un canal de YouTube sau pe alte știri media. Apocalipsa sau semnele sfârșitului vremii nu le găsiți nicăieri decât în Sfânta Scriptură. De aceea și noi astăzi ne vom baza pe ceea ce ne spune Sfânta Scriptură și nu pe ceea ce ne spune internetul. În primul rând, astăzi ne vom axa pe Evanghelia de la Matei, și anume capitolul 24, și toate versetele care ne interesează le găsim aici. De asemenea, am selectat pentru discuția de astăzi, sper să reușim să ajungem până acolo, din epistola a doua către Tesaloniceni, capitolul 2, versetele 3 până la 7, și din epistola 1 către Ioan, capitolul 2, versetele 18 până la 20. Această primă parte a temei semnele sfârșitului lumii o începem astăzi. Sper foarte mult săptămâna viitoare, joia următoare, să aducem la bun sfârșit și să lămurim această temă pe cât se poate pe înțelesul tuturor, anume din considerentul să ne scoatem frica din inimă
și să înțeleagă fiecare om, fiecare suflare care ascultă acum sau vor asculta pe viitor în varianta înregistrată, că sfârșitul poate fi la fiecare oricând, atunci când Dumnezeu ți-a legat mâinile, picioarele, graiul, văzul, auzul și iată un sfârșit neașteptat, așa cum mulți în așteptarea sfârșitului lumii și în speța Antichristului s-au întâlnit cu moartea care de fapt le-a dus vestea sfârșitului lumii. Așa că preocuparea fiecărui creștin din start, să vă spun, trebuie să fie mântuirea noastră și nu sfârșitul lumii care mai devreme sau mai târziu va veni. Așa, deci să încercăm să deslușim și să dezvăluim pe cât e posibil și pe cât ne descoperă Dumnezeu această temă de astăzi, prima temă, pentru că va fi nevoie și de a doua parte, poate chiar și trei, dacă nu vom reuși în două, să analizăm și să studiem amănunțit semnele sfârșitului lumii. E o temă actuală, cum am spus la început, mulți sunt interesați de aceasta, dar această temă a fost, sau această întrebare a fost actuală și acum 30 de ani, și acum 100 de ani în urmă, și acum 200 de ani și chiar 1000 de ani în urmă. Ba mai mult ca atât, de această întrebare s-au preocupat și apostolii lui Iisus. Și vedeți Evanghelia de la Matei, capitolul 24, chiar la primul verset, Evanghelistul Matei ne dezvăluie următorul lucru și vom vorbi doar din Evanghelia de la Matei, fără să dăm locurile paralele din celelalte evanghelii, o puteți face de sine stătător, jos, partea de jos a Bibliei, cu scris mărunt, veți găsi indicate versetele și locurile paralele pe care le puteți găsi în celelalte evanghelii. Primul verset ne spune următorul lucru. Ieșind Iisus din templu, s-a dus și s-a apropiat de el ucenicii lui ca să-i arate clădirile templului. Iar el răspunzând le-a zis, vedeți toate acestea. Adevărat, grăiesc vouă, nu va rămâne aici piatră pe piatră, care să nu se risipească. Și șezând el pe muntele măslinilor, au venit la el ucenicii de o parte zicând, spune nouă când vor fi acestea. Și care este semnul venirii tale și al sfârșitului veacului. Atenție mare la versetul 3. Vom reveni cu explicarea și la versetul 1 și 2. Pentru că dacă veți citi dumneavoastră fiecare de sine stătător acest text sau acest capitol în întregime, vă veți face o părere cu siguranță. Dar dacă veți fi atenți, după ce vorbim astăzi și o să recitiți acest capitol 24, veți avea impresia că citiți cu totul altceva. Ba mai mult ca atât, veți și înțelege ce vrea să ne spună Mântuitorul. Deci, iată, primul lucru care îl vedem, interesul apostolilor pentru ceea ce urmează să fie la auzul cuvintelor Mântuitorului. Vedeți,
aceste clădiri. Nu va rămâne piatră pe piatră. Versetul 3 din capitolul 24 de la Matei ne scot în față trei subpuncte. Trei întrebări pe care sau la care apostolii căutau răspuns. Și anume, prima, spune-ne nouă când vor fi acestea, care este semnul venirii tale, adică va fi cât noi suntem în viață sau după, sau când va fi, deci vedeți cuvântul semn, deci numai decât apostolii au cerut, spune-ne nouă cum, în ce împrejurări ca noi să citim în semne. Deci semnul venirii lui Hristos și ultima întrebare și al sfârșitul veacului, adică al lumii. Iată trei subpuncte la care vom încerca astăzi să vorbim, anume despre acest dialog pe care Iisus îl are cu apostol. Dar până trecem la acest dialog, să vorbim un pic despre cuvântul sfârșit. Orice lucru în lumea aceasta pe care nu-l vedeți și la care nu veți privi, are un început și așa cum este firesc și logic, are și un sfârșit. Chiar și viața omului are un început și are un sfârșit. Și dacă vom privi la orice în jurul nostru, ne cam putem da seama, după unele semne, că se apropie sfârșitul. Sfârșitul la orice. Așa este normal, este logic și așa trebuie să fie. Așa trebuie să se întâmple. De ce? O să vedem imediat. Iată, toți am văzut de sute de mii de ori și îi vedem în fiecare zi în fața noastră copaci. Un copac care are frunze, face roadă și la un moment dat cad frunzele de pe el, roada este strânsă și se pare că copacul moare. Dar el nu moare. Se pare că copacul s-ar odihni, dar el nu se odihnește, muncește în continuare. Este în această stare de repaus și se pregătește pentru un nou an. Deci, această cădere a frunzelor sau această, așa zisă, moarte, este o ușă prin care schimbă statutul acestui copac pentru viitorul an. Primăvara. Se termină și nu se termină. Vara. Se termină și nu se termină. Toamna. La fel. Are sfârșit și n-are sfârșit. Iarna. Exact ca și celelalte trei. Pentru că din nou avem primăvară, din nou avem vară, din nou avem toamnă și iarăși iarnă. Această pauză ne schimbă statutul. Pentru că niciodată o primăvară nu va semăna cu următoarea primăvară. Ba, una este mai călduroasă, alta mai friguroasă, una mai devreme, alta mai târzie.
La fel și vara, două anotimpuri din doi ani diferiți, aceleași anotimpuri nu seamănă una, nu seamănă unul cu celălalt. Ci această pauză îi schimbă statutul. La fel este și cu copacul, la fel este cu tot ce vedeți în jur. Deci toate, după o logică, merg spre un sfârșit, dar acest sfârșit nu este o autodistrugere, sau nu este distrugere totală, ci doar este un mod de a preschimba statutul, așa încât iarăși vom avea primăvară, iarăși vom avea vară, care nu va semăna niciodată primăvara sau cu vara sau toamna sau iarna precedentă. De aceea și omul se naște, este un prunc, apoi e un copil, ajunge la vârsta majoratului, se transformă într-un bărbat sau genul care l-are, femei, trăiește, se dezvoltă, dar la un moment dat începe să înalbească. Începe să încărunțească, îmbătrânește și iată firescul sfârșit. Este conștient că se apropie un sfârșit. De aceea și lumea aceasta în care trăim are o logică. Și ea trebuie să se termine într-o bună zi. Dar nu pentru totdeauna. Că altfel n-ar fi logic și n-am găsit niciodată logica. Pentru ce Dumnezeu a creat pământul, universul întreg și lumea, ca într-o bună zi să distrugă tot și să nu rămână nimic din tot ceea ce a creat, apropo, din iubire față de om. Dacă Dumnezeu este veșnic și este iubire și din iubire și din dragoste față de om a creat totul, atunci cum putem spune că se apropie sfârșitul lumii? Prin urmare, ar însemna că Dumnezeu ar trebui să distrugă tot ceea ce a creat. Și nu poate fi una ca asta. Ce se ascunde sub acest cuvânt al sfârșitului lumii? Și cum să-l înțelegem corect? Și cum să ne raportăm la acest sfârșit al lumii, dacă nu prin semnele despre care Mântuitorul vorbește în această Evanghelie de la Matei. Deci, preocuparea era una legitimă și una de interes pentru apostoli și semn că Mântuitorul pune accent pe acest eveniment care urmează să se întâmple, Dumnezeu știe când, într-o bună zi, vom vedea. Deci Hristos pune accent și dă importanță acestui eveniment. De aceea intră în discuție cu apostolii și le răspunde pe măsură. Deci le dă indiciile pe care ei le cer. Deci, concluzia la ceea ce am vorbit până acum este că așa crea Dumnezeu lumea și pământul și pe om
ca toate să meargă spre desăvârșire. Să nu rămână acolo unde se află, să nu rămână în același loc, ci să meargă spre desăvârșire. Iar spre desăvârșire nu ai cum să mergi decât prin sfârșit sau prin această moarte, ca apoi să te renaști un om nou, cu noi capacități, cu un trup preschimbat, și ne-l arată Hristos, trupul cel înviat, un trup nematerialnic, și ceea ce este cel mai important, să fii în împărăția lui Dumnezeu și nu în afara ei. Să fii în comuniune cu Dumnezeu, să-ți câștigi locul în împărăția lui Dumnezeu și nu în afara ei, pentru că până la urmă aceasta este mântuirea. Să ai loc în împărăția lui Dumnezeu, unde El să fie împăratul, iar ceilalți să se bucure în împărăția sa. Haideți să vedem acest dialog pe care îl are Iisus cu ucenicii săi, pe care l-am citit la Evanghelia de la Matei, capitolul 24, versetul 3, și am selectat aceste trei întrebări. Când vor fi acestea? Prima întrebare pe care o adresează apostolii, semnul venirii tale, pe care îl cer apostolii să le dea un semn, și, bineînțeles, când va fi sfârșitul veacului, adică sfârșitul lumii. La prima întrebare, când vor fi acestea, deci ucenicii îi arată Mântuitorului pietrele templului, uite, Doamne, învățătorule, uite ce templu frumos avem noi aici în Ierusalim. Uite cât de frumos strălucește. Probabil o fi fost și o zi foarte însorită. Și Mântuitorul le spune, adevărat vă spun vouă, nu va rămâne piatră pe piatră. Ceea ce avea să întâmple mai apoi, în anul 66 până la anul 70, dărâmarea Ierusalimului, atunci când într-adevăr n-a rămas piatră pe piatră, inclusiv dărâmarea templului, ceea ce înseamnă sfârșitul legii vechi, sau sfârșitul legii Vechiului Testament, acolo se pune punct la legea Vechiului Testament și începutul legii Noului Testament, pe care prin porunca Mântuitorului apostolii o duc în întreaga lume. Și să vă notați, și când aveți timp să citiți, dar nu peste un an de zile, că nu o să mai țineți minte nimic, poate chiar astăzi seara, poate mâine de dimineață. În acest capitol 24, versetele 15 până la 28, să citiți cu atenție mare tot ceea ce scrie aici, pentru că mulți încurcă și folosesc aceste versete precum că ar fi semnele sfârșitului lumii sau tragedia care urmează să se întâmple. Și anume, când veți vedea urăciunea pustiirii, ce s-a zis de Daniel prorocul, stând în locul cel sfânt, cine citește să înțeleagă, atunci cei din Iudeea să fugă munți. Și aici trebuie să vă puneți un semn de întrebare. Bine, bine, dar eu nu sunt din Iudeea. Și nici Iudeea nu este aproape de mine. Și nici munte n-am. Cel ce va fi pe casă, să nu se coboare, și toate celelalte până la 28, este răspunsul Mântuitorului nostru Iisus Hristos la prima întrebare. Când vor fi acestea? Adică când va fi dărâmat Ierusalimul? Când nu va rămâne piatră pe piatră? Iată, învățătura aceasta pe care o dă Iisus, semnul
când veți vedea urăciunea pustierii, precum a zis Daniel prorocul, și nu în zadar spune cine citește să înțeleagă, și toate celelalte pe care le spune Mântuitorul. Deci de la capitolul 15 până la capitolul de la versetul 15 până la 28, Evanghelia de la Matei, capitolul 24, toate aceste versete se referă la dărâmarea Ierusalimului, care a avut loc la anul 70 sau a culminat în anul 70, atunci când, după 4 ani de zile, a fost luat cu asediu Ierusalimul și, după scriitorii vechi, scriau că gâfâia sângele până la gâtul calului, o expresie așa, adică peste tot era numai sânge. Iată răspunsul pe care îl dă Mântuitorul la prima lor întrebare. Când se va întâmpla dărâmarea Ierusalimului? A doua întrebare din acest verset 3 este semnul venirii tale. Deci ucenicii cer un semn pentru venirea lui Isus. Deci, ca ei să poată înțelege când se vor întâmpla acestea sau când va fi acest mare eveniment, semn al venirii lui Isus. Această discuție se împarte în două. Ea se interpune și apoi iar se desparte. Deci e vorba despre un plan istoric, despre care tocmai v-am vorbit, această dărâmare a templului și a Ierusalimului întregime, și cealaltă parte a învățăturii sau a convorbirii cu Iisus, care este una profetică. Deci Hristos profețește despre tot ceea ce urmează să se întâmple. Și iată, mai departe, de la versetul 4, vedem o serie de profeții pe care le face Iisus și semne pe care le dă Iisus. Nu o să ne oprim cel puțin astăzi la toate. Vom analiza câteva, după care data viitoare, joia viitoare, vom trece la celelalte, să le analizăm amănunțit, ca să nu comitem erori și să înțelegem pe cât de mult posibil care sunt semnele venirii Mântuitorului în lume. Primul semn pe care l-am ales și despre care vom vorbi este unul care pune, practic, punctul pe i, dacă putem spune așa. Și anume, capitolul 24, Evanghelie de la Matei, nu ne depărtăm de la această Evanghelie, versetul 14. Și fiți atenți ce ne spune acest verset. Și se va propovădui această Evanghelie a împărăției în toată lumea spre mântuire la toate neamurile. Și atenție, și atunci va veni sfârșitul. Ce să înțelegem prin această Evanghelie? Că tot îmi spuneați de 3 zile de întuneric, ard lumânările de la nu știu unde, se sting, și tot felul de prorocii pe care le citiți nu știu de unde. Probabil ați uitat de porunca sau de sfatul Mântuitorului și o să revenim imediat și la aceasta, exact versetul 4. Vedeți să nu vă amăgească cineva și vor veni prorocii mincinoși. Vom vedea cine sunt și acești proroci mincinoși. De aceea, Mântuitorul în cele 4 evanghelii
ne dă totul pentru hrana noastră sufletească, ca să nu umblăm pe rețele de socializare și să căutăm prorocii. Ca o mică paranteză. Haideți să vedem ce vrea să ne spună Mântuitorul în acest verset 14. Se va propovădui această evanghelie care, această evanghelie a împărăției, care împărății? Este exact împărăția lui Dumnezeu. Este evanghelia prin care fiecare este chemat la veșnicie, la unitatea cu Dumnezeu. Adică evanghelia mântuirii. Și mai departe spune Mântuitorul, în toată lumea spre mântuire la toate neamurile. Și atunci va veni sfârșit. Cum să înțelegem noi propovăduirea Evangheliei împărăției lui Dumnezeu, a împărăției, a mântuirii? În toată lumea spre mântuire și în toate neamurile. Ce înțelegem noi prin aceste cuvinte? Că dacă le înțelegem corect, atunci putem să înțelegem și când va fi sfârșitul. Altfel, nu o să înțelegem niciodată. Și o să așteptăm 3 zile de întuneric. Ce înseamnă la toate neamurile? Deci, propovăduirea Evangheliei lui Hristos nu se face pentru fiecare om în parte. Și sarcina și datoria bisericii nu este să mergem și să insistăm chiar și acolo unde nu e posibil și nu se poate, să fim insistenți, să-l mântuim cu deasela pe om. Uite, îi spun, m-am legat de capul omului și vreau să fac din trânsul creștin. Nu, nu, nu-i corect. Ce înseamnă neam? O naționalitate. Deci, atunci doar va veni sfârșitul, nu când fiecare om va auzi despre Evanghelia lui Hristos, va auzi despre Iisus Hristos, cine este, care este calea de mântuire și numai atunci când ultimul om de pe planetă va auzi și se va converti și va veni la Hristos, atunci va fi sfârșitul. Nu. Greșit. E vorba despre mărturisirea Evangheliei la toate neamurile. Deci, dacă un neam care vreți dumneavoastră, americani, germani, englezi, români, ruși, ucraineni, turci și de care vreți. Dacă într-un neam se mărturisește cuvântul lui Hristos, cuvântul lui Dumnezeu sau Evanghelia împărăției, atunci mai departe acest neam este dator fiecare unul de la altul să mărturisească despre aceasta și cei care vor crede, spune Mântuitorul, și se vor boteza, se vor mântui. Cei care nu vor crede, se vor osândi. Prin urmare, mai sunt, din câte înțeleg eu, multe neamuri care încă n-au auzit despre Iisus și despre Evanghelia împărăției, dar în același timp, aceste neamuri nu sunt atât de multe. Dacă mai sunt astfel de neamuri care n-au auzit despre Iisus și Evanghelia sa, atunci ele nu sunt atât de multe. Acum, ceea ce ține despre propovăduirea Evangheliei. Nu vreau să greșesc, ci doar vreau ca să înțelegeți corect ceea ce am să spun în continuare. Anume, propovăduirea la toate neamurile, ca toți să audă și să cunoască
despre numele lui Iisus și despre Evanghelia sa, despre dragostea lui Dumnezeu, anume această propovăduire la toate neamurile aduce și sensul judecății universale și nu numai că aduce acest sens sau are acest sens judecata, ci este necesară, foarte necesară la sfârșitul propovăduirii Evangheliei în toată lumea. De ce? Pentru că nici eu și nici dumneavoastră nu aveți nevoie de un Dumnezeu care lasă lucrurile așa cum sunt, să se termine. Nu pot rămâne aceste lucruri neterminate. Că dacă ar fi așa, iată, mâine este sfârșitul, cum este așa este, totul se distruge, totul arde, pară, foc, flacără și gata. Și cu asta s-a încheiat tot. Atunci unde este dreptatea lui Dumnezeu? Atunci cine are nevoie de un astfel de Dumnezeu? În același timp spunem că Dumnezeu este un drept judecător. Cum vă închipuiți că n-ar veni Dumnezeu să facă dreptate în întreaga istorie a omenirii? Cine n-ar vrea ca un Nero, de exemplu, unul dintre cei mai sângeroși împărați păgâni, prin sabia căruia au trecut mii și sute și poate milioane de vieți, de copii, de sfinți, de martiri, de mucenici și mucenițe. Cine n-ar vrea ca acest Nero să-și ia răsplata la sfârșit? În văzul tuturor. Și ca Nero, ceilalți împărați păgâni, Maximilian, Dioclețian și toți ceilalți, mergem în istoria noastră mai contemporană. Hai să zicem despre Hitler, despre Stalin, despre ceilalți care au osândit la moarte, care au băgat lumea creștinii prin temniță, același Ceaușescu, că e de aici, de pe loc. Hai să fim foarte contemporani. Uitați-vă la pliada de antihriști care avem astăzi la conducerea, fie a României, fie a Moldovei, fie unde nu veți uita. Pe cine n-ar vrea și cine este împotrivă ca Dumnezeu să facă dreptate în toată istoria omenirii? De aceea, judecata universală este foarte necesară. Și ea vine în contextul propovăduirii adevărului și cuvântului Evangheliei și a Evangheliei Împărăției în toată lumea, ca nici unul să nu aibă dezvinovățire de păcatul și fără de legea pe care a comis-o în această viață. De aceea, nici Ioan Botezătorul, despre care Hristos a spus că este cel mai mare om născut din femeie, nici el nu și-ar lua plata sa cuvenită pentru viața sa, pentru asprimea vieții sale, pentru sfințenia sa, pentru corectitudinea sa. A fost un ascet desăvârșit. Nici el nu s-ar simți bine. Atunci apare întrebare, pentru ce, Doamne, am trăit eu cum am trăit? Exact așa după cum a fost crezul meu. Statutul omului trebuie să corespundă cu crezul lui. Dacă spui că crezi în Dumnezeu, trebuie să fii stâncă, piatră, neclintită. Ca statutul tău în viață să fie echivalentă cu crezul tău pe care îl mărturisești. Și atunci, cum va privi Ioan Botezătorul dacă nu se va face dreptate în întreaga
istorie. Sau ceilalți apostoli, cei 12, care toți, fără excepții, au murit cu moarte de martir. Milioanele de sfinți, martiri și mucenici, care au pătimit și au murit pentru Hristos. Pruncii nevinovați pe care Irod, ticălosul, i-a omorât în Betleem. Și șirul poate continua și continua. Deci, cum vă închipuiți că se pot sfârși toate fără o judecată corectă și dreaptă în văzul tuturor? De aceea, Ioan Teologul în cartea Apocalipsei spune că la dreapta judecată se vor deschide sau se va deschide cartea vieții fiecărui om. Și ce este scris în această carte a vieții? Trecutul pe care nimeni niciodată nu-l poate șterge, decât prin spovedanie, prin pocăință, prin hotărârea de a nu mai greși și prin viața schimbată din momentul pocăinței a fiecărui om. Doar aceasta șterge trecutul păcatului sau păcatul în sine din trecutul și din viața unui om și merge cu altă agendă în lumea de dincolo. De aceea, judecata lui Dumnezeu, care coincide cu sfârșitul veacului, vrem noi sau nu vrem, ea coincide cu sfârșitul acestei lumi. Spune Sfântul Ioan Gură de Aur, este actul suprem al iubirii lui Dumnezeu față de om. Și atunci apare întrebarea, păi bine, bine, dar cum judecata lui Dumnezeu poate fi numită act al iubirii față de om, dacă unii pentru totdeauna vor fi dați la chinuri groaznice și veșnice? Cum iubește Dumnezeu lumea atunci? Pentru că noi toți spunem și susținem, și cei care cred și cei care nu cred și cei mai slabi în credință, toți spun una și aceeași. Dumnezeu este iubire și Dumnezeu toate iartă. Ei, uite că nu-i chiar așa. El este iubire, dar este și drept judecător. Și atunci cum poate dreapta judecată a lui Dumnezeu, care pe unii va osândi, să fie numită de Sfântul Ioan Gură de Aur act suprem al iubirii lui Dumnezeu față de om? Anume, din acest considerent Sfântul Ioan Gură de Aur și spune acest lucru, că Dumnezeu l-a iubit pe om și el nu va suferi din această cauză, dar va suferi pentru că omul nu l-a iubit pe Dumnezeu. Aceasta va fi pedeapsa groaznică și acesta va fi chinul veșnic, acest verme neadormit. Pentru că Dumnezeu te-a iubit la nesfârșit, iar tu, omule, te-ai lepădat de El și nu l-ai iubit nici pe El, nici cuvântul Lui, nici n-ai ascultat de povața Lui, ci toate le-ai făcut din propria ta voință. Deci, atât anume, refuzul omului de a-L iubi pe Dumnezeu îl va depărta de Dumnezeu odată și pentru totdeauna. Și iarăși spune Mântuitorul că vor arde în iadul cel nestins, care este pregătit diavolilor și îngerilor lui încă de la facerea lumii. Așa că judecata lui Dumnezeu coincide cu sfârșitul lumii, iar un semn, sau primul semn pe care Mântuitorul ne-l arată nouă și apostolilor, este că va fi în clipa în care Evanghelia, sau corect spus, această Evanghelie a împărăției va fi propovăduită
la toate neamurile și atunci va veni sfârșitul. Concluzia este că nu au mai rămas prea multe neamuri care să nu audă despre această Evanghelie a Mântuirii și nu sunt atât de mulți cei care n-au auzit sau neamurile care n-au auzit încă de Iisus Hristos și concluzia o putem face foarte rapid, adică sfârșitul este aproape. Numai prin Hristos și prin biserică ne putem dobândi mântuirea. O confirmă și Sfântul Apostol Pavel și mai cu seamă ne dă exemple pe cât se poate de clare și de evidente. Atunci când numește sau face comparație despre biserică cu mama și anume când un copil se naște, el poate trăi fără tată, dar nu poate trăi fără mamă. Sigur, acum s-au inventat fel de fel de aparate, de laboratoare unde este pus sau întreținut, dar nu pe mult timp, și înapoi este reîntors mamei. Și tata este important în viața unui copil, dar mama rămâne să fie sfântă. Și fără mamă, un copil nu poate trăi, nu poate exista. De aceea greșeala cea mai mare pe care o poate face omul în această viață este să trăiască fără biserică, să nege biserica și să o excludă din viața lui, pe urmare își semnează singur sentință. Și se amăgește gândindu-se că el singur face, el acolo, Dumnezeu, în inima lui, în casa lui, în colțul lui, unde mai crede el că își are un loc de odihnă spirituală și stă acolo liniștit. De fapt, își semnează sentința încă din această viață. Un alt verset care, sau la care trebuie să fim cu luare aminte, deci semnele sunt multe, nu vom trece toate astăzi la ele, ci vom încerca să ajungem la câteva ca să le înțelegem sau să înțelegem niște lucruri. Evanghelia de la Matei 24, capitolul, versetul 4-5, 4 și 5. Haideți să vedem ce ne spun aceste două versete. Răspunzând, Iisus le-a zis: vedeți să nu vă amăgească cineva. Țineți cont de aceste cuvinte. Să nu fiți amăgiți, să nu vă amăgească cineva. Cineva cine? Cine anume să nu ne amăgească? Și citim următoarele cuvinte la versetul 5. Căci mulți vor veni în numele meu zicând, ce? Eu sunt Hristos. Și pe mulți îi vor amăgi. Nu știu ce ați înțeles dumneavoastră din acest verset. Ați auzit cumva să spună cineva că eu sunt Hristos, veniți la mine? Anul ăsta, săptămâna asta, anul trecut, 5 ani în urmă, 7 ani în urmă, de fapt în întreaga istorie, ați auzit pe cineva să spună eu sunt Hristos și Hristos ne atenționează și ne spune fiți atenți să nu vă amăgească cineva?
Eu n-am auzit. Tocmai de asta nu este bine să citim singuri Sfânta Scriptură, ci la Sfânta Scriptură trebuie să ne ducă Sfinții Părinți. Haideți să vedem ce înseamnă cuvântul Hristos. Prin Hristos înțelegem ce? Salvarea, izbăvirea, mântuirea noastră. Și dacă înțelegem acest cuvânt în acest sens, atunci, câți salvatori n-au existat de la El în ziua de azi? Și avem și astăzi, că ăștia care sunt cel puțin la noi în țară au venit să ne salveze de, nu știu, până la urmă, cred că trebuie să ne salvăm noi de ei. Dar toți ne salvează. Deci peste tot numai salvatori. Veniți la mine și în orice domeniu, nu numai domeniu politic sau religios sau medical, în orice domeniu. Deci cineva încearcă să te salveze. Cineva îți vrea binele, necondiționat. Tot binele din lume ți-l vrea. Numai vină la mine. Și spune Mântuitorul, și pe mulți îi vor amăgi. Adică, asculți de om și te depărtezi de Dumnezeu. Atât de frumos și atât de ușor, că nici nu-ți dai seama. Iar dacă vom citi aceste cuvinte, doar le vom citi și vom aștepta să vină cineva și să spună eu sunt Hristos, ne înșelăm amarnic. Cuvântul Hristos trebuie să-l înțelegem corect, în tot sensul cuvântului. Ce înseamnă Hristos pentru fiecare creștin? Mântuirea, salvarea, izbăvirea. Și iată câți au fost și sunt și în zilele noastre de astăzi. Atunci apare întrebarea. Cât de actuală este această prorocie a Mântuitorului pentru ziua de astăzi? Și eu vă răspund, foarte actuală. Mai mult ca niciodată. Clar, veți spune, poate, că de-a lungul istoriei au fost mulți și au încercat, și au, nu știu, au încercat să facă imposibilul. Foarte just, foarte corect. Dar ceea ce se întâmplă astăzi, în zilele noastre de astăzi, răutatea, minciuna, ura, hoția, prostia, invidia, crimele de tot felul, nu mai vorbim de avorturi și de toate celelalte. Parcă n-au mai fost niciodată în istoria omenirii, așa cum le vedem astăzi. Și dacă vreți să mă credeți și să mă înțelegeți, o să ajungem imediat la acest verset, un pic mai târziu. Eu așa înțeleg, pentru mine, este părerea mea, că acum se lucrează în lume taina fără de lege. Și cum ajungem la acest verset, vă dau și explicație de ce în lumea întreagă se lucrează taina fără de lege. Să ne întoarcem un pic la ceea ce avem astăzi. Cum credeți dumneavoastră, dacă bunei noștri, două generații în spatele nostru, s-ar ridica din morminte și ar vedea familiile noastre din zilele de astăzi, cum trăiesc doi tineri necununați, 2, 3, 5, 7 ani. Și zic că sunt în căsătorie de probă, de parcă el ar fi ciorapie încălțat și aruncat când nu-ți vin, sau dânsa ar fi o rochie îmbrăcat-o, ai aruncat-o când nu stă bine. Și dacă am privit la căsătoriile lor și la familiile lor, dacă am privit la ei, la cei care creșteau fără lumină, fără transport, în
toate greutățile vieții, câte 10, 12, 15 copii, fără nici măcar prin gând să le treacă despre avort, cu credința lui Dumnezeu, duminica toți spalați, îmbrăcați și la casa lui Dumnezeu. Și apoi, de a-mi privi la noi, în zile de astăzi, să vedem ce se întâmplă. Cu toate comoditățile și cu un copil, doi maxim, al treilea este deja greșeală. Și ne temem în continuare să nu cumva să sărăcim, să nu cumva să avem, nu știu, probleme. Cum spunea domnișoara asta, cine mai este din România, Delia sau cum o mai cheamă, că la ce să-mi fac copii, că îmi complic viața. Iată, datorită acestor degradați, altfel nu-i pot numi, am ajuns unde am ajuns. Și noi înșine, prin viața noastră și prin tot ceea ce facem, grăbim sfârșitul cât mai aproape, îl aducem de noi. Culmea este că cele mai urâte păcate pe care Dumnezeu le-a urât și spune în Vechiul Testament, urăciune este înaintea lui Dumnezeu, Sodoma și Gomora. Urăciune înaintea lui Dumnezeu. Ce fac antichriștii din ziua de astăzi? Încearcă să le legifereze. Deci, un păcat pus sub lege. Ce facem noi? Noi am luat apă în gură. Și când zic noi, nu zic patriarh, episcop, mitropolit sau preot, toți, pentru că toți vom da răspuns înaintea lui Dumnezeu. Toți, absolut. O grupare de oameni bolnavi mental, o grupare, că doar nu putem spune acum și nu putem să credem că planeta Pământ 50% este populată de homosexuali, nici măcar 30%. Deci o grupare de oameni bolnavi mental, prin bani, prin șantaj, prin aceste scursuri ale societății care au fost selectați și puși în frunte a diferitor state, îi impun prin lege și legiferează păcatul care este urăciune înaintea lui Dumnezeu. Și bineînțeles, presa, care presă numai nu e, peste o perioadă de timp, un an, doi sau trei, să țineți minte aceste vorbe și o să vedeți atunci, o să-mi dați dreptate la ceea ce spun eu astăzi. Vor scrie despre un N preot sau X preot care va încerca să spună ceva la o predică sau la o, nu știu, cununie sau o mormântare, că e păcat să vă căsătoriți sau să trăiți bărbat cu bărbat și așa mai departe și ei te vor da în judecată. Cum îndrăznești, domnul preot, să vorbești despre ceea ce este scris în lege? Ce fel de biserică este aceasta care merge împotriva sentimentelor omului? Auziți? Sentimente. Ceea ce nici dobitoacele nu fac. Ei le numesc sentimente. Și toată lumea, toți absolut, pentru bani, au luat apă în gură. O mică paranteză. Când Republica Moldova, cea mai săracă țară, cred că nu numai din Europa, dar penultima de la sfârșit, s-a grăbit să semneze convenția de la Istanbul. Eu am vorbit atunci și toți mi-au turnat zoi în cap, și v-am spus atunci, această convenție nu este despre apărarea drepturilor femeilor să nu fie, nu știu, agresate în familie. Ci acesta este un cui bătut, iar în cui pui traista cu toate porcăriile lumii, care vrei. Și iată, ne-am trezit anul acesta cu vizitele
organizațiilor LGBT prin toate școlile ca să fie profesori ajutați să ce? Iată până unde duce prostia omului. Deci, taina fără de legii se lucrează în lume. Iar Ioan Teologul spune în Apocalipsă că veți vedea toată fără de legea. Nu este tot. Este de-abia începutul. Dar când veți vedea toată fără de legea, să știți că nu e atunci, dar este aproape. Și dacă tot suntem la acest capitol, iarăși zic, le treceți de sine stătător. Vom reveni data viitoare la aceste versete, 6, 7, 8 și așa mai departe. Vreau să mă opresc la aceste versete, 11, 12 și 13. Și mulți proroci mincinoși, cine sunt ei, trebuie să vedem, se vor scula și vor amăgi pe mulți. Și atenție, versetul 12. Iar din pricina mulțirii fără de legii, iubirea multora se va răci. Dar cel ce va răbda până la sfârșit, acela se va mântui. Cuvântul a răbda. Cuvântul a răbda îl putem înțelege și ca răbdare, bineînțeles, nu putem schimba sensul, dar din limba greacă veche cuvântul acesta ipomeno înseamnă a sta demn, a sta treaz, a avea demnitate. Într-un cuvânt mai popular, a sta ca lumânare, drept, fără frică și să înfrunți toate. Exemplu, milioanele de mucenici din istoria ortodoxiei noastre. Mai recitesc încă o dată acest verset 13 și nu în zadar. Dar cel ce va răbda, adică va sta drept, va avea demnitate, până la sfârșit, acela se va mântui. Întrebarea care se pune este următoarea. Să răbdăm ce? Și iată ce trebuie să răbdăm. Vom auzi despre războaie, zvonuri de războaie. Iarăși cuvântul lui Hristos, luați seama să nu vă speriați, căci trebuie să fie toate. Dar încă nu este sfârșitul. Deci se va ridica neam peste neam, împărăție peste împărăție, va fi foamete, ciumă și cutremure pe alocuri. Apropo de cei care vă vestesc foametea globală și crizele de tot felul, pe alocuri. Pe care locuri? O să vedeți imediat. Dar toate acestea sunt începutul durerilor. Și iată ce trebuie să răbdăm noi. Deci acesta este doar începutul ce am citit până acum. În continuare, ce trebuie să răbde un creștin pentru a fi mântuit, pentru a-și căpăta și a-și câștiga loc în împărăția lui Dumnezeu? Vă vor da pe voi spre asuprire și vă vor omorâ. Și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți se vor sminti și se vor vinde unii pe alții. Și se vor urâ unii pe alții. Iată, atunci vor apărea prorocii mincinoși care se vor scula și îi vor amăgi pe mulți. Și aici ne cheamă Hristos să stăm drepți cu demnitate, neclintiți.
la nimic ceea ce ni se poate întâmpla. Și fericirea noastră va fi în cerul. Acum, ceea ce ține de această taină fără de lege, care se lucrează tacit în lume. Repet încă o dată, parcă au mai fost și trădători, și parcă au mai fost și vânduți, și parcă au mai fost și războaie, și parcă au mai murit și copii, și bătrâni, și femei, și tineri. Dar ca acum nu s-a mai auzit niciodată. Războiul acesta, trâmbițat de toți. Încă o dată zic, am un martor ocular, care este fiul meu cel mic, care 10 zile l-am sunat în continuu atunci când s-a începuse toată mascarada asta din Ucraina, să vină acasă și cu mare greu a acceptat și a venit, după care, peste, nu știu, nu mai țin minte, dar cred că în vară era, a fost sunat de colegi și de conducerea instituției să întoarcă înapoi la muncă, că de orașul Dnepropetrovsk, care se află exact peste râul Dnepr, de regiunea Donbas, centrul evenimentelor, n-au prea văzut nici soldați, nici rachete. Dar în fine, este volumul 7. Și a muncit bine, mersi, acum a revenit și a plecat într-un turneu în America, cu toată trupa și așa mai departe. Dar nu discutăm despre asta. Iată, acest război aduce împlinirea prorociei Sfântului Ignatie Brencianinu. Dar numai Sfântul Ignatie Brencianinu a prorocit următorul lucru. Atunci când veți vedea corabia lui Hristos că se rupe în două, fugiți departe să nu vă lovească vreo scândură și să muriți lângă ea. Ceea ce este cu adevărat grav este ruperea ortodoxiei. Și acum vedeți ce se întâmplă în Ucraina, milițieni, soldați care dau busna în biserici, se rup lacăte, sparg uși, gata, biserica asta e a noastră, aici va sluji cu tare, stil nou și gata, mergem cu papa de mânuță. Iată ruperea bisericii, iată dărâmarea, lepădarea de credință. O vedeți în ochi. Priviți atent popor al Moldovei și cel al României. Priviți atent la aceste imagini și secvențe. Exact asta ne așteaptă și pe noi. Un pic mai târziu. Când Dumnezeu de sus știe. Priviți foarte atent. Niciodată n-am înțeles această grupare de copii, cel puțin la noi în țară. Așa cum cineva astăzi îi numea foarte frumos, această grămadă de antihriști. Ce treabă are mitropolitul Moldovei să condamne războiul din Ucraina? De care, de fapt, la început Putin și cu Biden și cu elita din Anglia și cu evreul de Zelenski și cu toți ceilalți. Deci ce treabă are mitropolitul să condamne războiul din Ucraina? N-am înțeles niciodată lucrul ăsta. Bine, bine. Dar de ce grămada asta de, nu mai zic cum mi-ar veni și cum ar merita să le spun, nu l-au chemat pe mitropolitul Vladimir să condamne atacul trupelor NATO în Irak, unde au murit peste 2 milioane și ceva de oameni. Dar de ce parlamentul și guvernul și toți ăștia nu l-au chemat și nu l-au îndemnat pe mitrolii ăștia, toți pasiștii, credincioșii din secta lui Maia și toți ceilalți? De ce nu l-ați invitat și nu l-ați impus pe mitropolit
să condamne atacul americanilor și a trupelor NATO în Iugoslavia sau în Afganistan sau de unde au mai bombardat ei, că au făcut ce au vrut în toată lumea. De ce? De ce trebuie mitropolitul să condamne un război care nu are nici în dreapta, nici în stânga legătură cu el? Întrebare. Fie așa retorică. Niciodată n-am înțeles. De ce nimeni nu cheamă la pace? De ce nimeni nu condamnă America care dau armament la greu? Să moară alții. A, nu! Așa este ordinul. Așa trebuie să mergem. Deci atât taina fără de legii. Deci multe lucruri care noi nu le înțelegem și nu știu dacă vreodată o să le aflăm. De ce nu cred mai nimic din tot ceea ce se spune? Simplu. Aceleași personaje, dubioase după mine, ne-au vorbit despre pandemie. Vă mai aduceți aminte? Nimeni nu mai spune nimic. Iată, încă o taină fără de legii care se lucrează. S-a lucrat și probabil se va mai lucra la ea. Vă aduceți aminte concertul ăla pe care îl vedeați zi de zi cu vaccinuri la minus 80 grade, vai, unde să le ținem, după care turnați vin și dați găluști în piață, în mall-uri, vaccinați-vă pe unde vreți, spalați-vă peste tot, de 4 ori, de 9 ori, de 90 de ori pe zi. Astăzi s-a schimbat politica, nu vă mai spalați. Merge și nespalat. Facem economie. Nu mai vorbesc de ce noua lor invenție, sindromul morții subite, pentru că mor oamenii la greu și nimeni nu spune nimic. Toți tac. Iată o taină afară de legii. Încă una la mână. Despre ce să vă mai vorbesc? Despre partidul LGBT. Păi n-au zis ei că da, sunt oameni, trebuie să-i acceptăm. Bine, și nu, copiii n-au de suferit. Bine, acum n-au de suferit. Ne ducem direct în școală, că acolo le este ținta. Ăsta, de fapt, este și scopul. Ceea ce vine din urma noastră să fie stricat. Încă din școală, încă din copilărie. Acolo trebuie să umblăm, să le stricăm. Că ăstora de acum nu le mai face nimic. Sunt oameni informați, au judecat, au... Dar pe ăștia mici, facem ce vrem din ei. Ei, astăzi este așa. Dar mâine, peste un an, va fi introdus în lege și tatăl și mama nu va mai putea să-i mai spună nimic copilului. El va asculta ce îi spune la școală și în momentul când vei vrea să intervii, îți vor lua copiii, vei fi lipsit de drepturi. O să vedeți mai apoi ce urmează. Asta doar este începutul. Ce facem noi, și când zic noi, iarăși zic nu eu sau celălalt, dar toți împreună, am luat apă în gură. Decât, uite așa, mai facem câte o emisiune, mai spune unul ceva acolo și cu asta se termină tot. Dar prin asta noi nu rezolvăm nimic. Noi trebuie să avem demnitate și să stăm drepți. Și dacă eu vorbesc sau altul vorbește, comunitatea trebuie să fie alături și să întreprindem ceva. Altfel este jale. O altă taină fără de legi. Crizele, vedeți, criză după criză vine. Totul este criză. Vinovat este unul, nu-i mai spun numele că
sară ăștia în cap și zic că am ceva cu nu știu cine, nu m-a interesat și nu mă interesează niciodată politica. Dar așa cum se extrageau gaze și petrol și de peste tot, exact așa, același proces până în ziua de astăzi. Ce s-a întâmplat? De unde criza? Din taina fără de lege care se lucrează. Sărăcirea populației și lipsirea de dreptul de proprietate. Lichidarea banilor cash și sănătate. De acum încolo veți fi argații unui stăpân. Vei râde când îți va spune stăpânul, vei mânca ce îți va da el și când îți va spune și de aici și încolo toate celelalte. Iată de ce consider eu că acest așa zis război este doar o perdea după care se lucrează toată fără de lege. Ca atenția tuturor să fie îndreptată acolo. De-aia toată mass media din toată lumea se ocupă de un singur lucru acum. De spălarea creierilor oamenilor și să le arate că acolo ceva, Doamne, uite, acolo se întâmplă ceva. E gata, s-a uitat, Irpin, fotografii, parcă mergeau toți ca la mauzoleu, morți pe drum. Bă, ăsta îl filma că e mort, ăla se întorcea cu spatele, băi, stai că nu te-am filmat, mai trebuie să mai întorci. Deci tot concertul ăsta, nu zic, au murit oameni. Așa e la război, este legea războiului. Doamne ferește, să ne păzească Dumnezeu. Și tot cel care pune la cale și începe un război, altfel decât criminal, nu-l poți numi. Fie din dreapta, fie din stânga. Dar și cel care nu vrea pace nu este mai puțin criminal decât cel care face război. Așa că, părerea mea, după această perdea, se ascunde, de fapt, toată taina fără de lege care se lucrează pe partea cealaltă. Și centrul este ortodoxia. Traiectoria. Unde se lucrează acum? Ucraina, Rusia, Republica Moldova, România. Aici. Aici trebuie să distrugem tot absolut. Tot ce a mai rămas. Inclusiv, sau în primul rând, ortodoxia. Pentru că un om creștin sau un om ortodox are verticalitate. Ei nu au nevoie de astfel de oameni. Ei au nevoie de slugi care să răspundă cu da și să plece în capul în fața lor. Atât mai mult n-au nevoie de nimic. Iată, taina aceasta fără de lege, despre care ne spune Mântuitorul că se va lucra, e se lucrează acum în lume. Cine vrea să o înțeleagă, să o înțeleagă. Cine nu, să rămână în prostia lor și să creadă într-un viitor strălucit și luminos al patriei noastre. Și acesta este un semn pe care Dumnezeu ne-l spune din față. Mântuitorul ne-l anunță. Iată ce se va lucra. Iată ce se va întâmpla. Iată de ce trebuie să vă feriți. Iată ceea ce se poate întâmpla cu fiecare din noi. Dar niciodată să nu crentiți capul nici în dreapta, nici în stânga, ci demn și cu verticalitate. Să răbdați toate până la sfârșit. Și cel care va putea răbda, acela se va mântui. Eu de multe ori primesc mesaje sau atunci când mă întâlnesc cu oameni poate care nu m-am văzut niciodată. Așa ne întâlnim. Sau vin ei sau ne întâlnim undeva. Și îmi zic următorul lucru. Vai, vă mulțumim că nu sunt mulți care vorbesc. Vă mulțumim pentru curajul care îl aveți. Și eu zic, stop până aici. Deja, astea sunt lucruri grave.
despre care curaj, ce fel de curaj am eu sau altul care vorbește. Ca să spui da sau la da cu da și la nu să răspunzi cu nu, de fapt să vezi realitatea și să o vorbești, să spui adevărul. Pentru asta trebuie curaj. Păi dacă am ajuns să spunem adevărului pe nume și ceilalți se uită la tine și zic că tu ești un curajos, pe atunci este grav. Starea națiunii și în general a lumii este la pământ. De când toți ar trebui să se unească pentru adevăr și pentru a mărturisi adevărul. Ei toți s-au strâns grămadă ca ariciul și stau undeva pitulați. Și se uită, zice, va, oi, ce curajos. Nu este vorba de curaj. Ba, mai mult ca atât. Este vorba de lașitate. Și credeți că așa dobândiți împărăția lui Dumnezeu când taceți și nu vorbiți? Vă înșelați amarnic. Știți de ce? Mă întorc la epoca prigoanilor. Mulți din sfinții de atunci, unii nici măcar nu erau botezați. Au auzit de Hristos, au mărturisit că sunt creștini și au fost omorâți. Alții azi au primit botezul, a doua zi au fost decapitați. Nu știau teologie. Nici măcar reușit să țină în mână cărțile Vechiului Testament, poate. Alții poate nici n-au reușit să înțeleagă bine ce înseamnă crucea. Nu mai zic să o poarte la piept, că n-avea de unde. Dar viața lor și mărturisirea lor a fost identică cu crezul lor. Statutul lui de om creștin a coincis cu credința lui. De aceea noi, cei care știm de toate și stăm cu sute de cărți în mijlocul nostru și avem peste tot informații și putem să cunoaștem, să știm și nu știm nimic până la urmă. Doar ne prefacem că zicem și noi ceva acolo, vom fi mult mai mult judecați ca cei dinainte. Vom da mult mai mult răspuns înaintea lui Dumnezeu pentru că acceptăm și închidem ochii și nu vorbim adevărul și o să vedeți imediat la celelalte două trimiteri din Biblie ce înseamnă adevărul și care este sau ce contează adevărul în viața unui om pentru veșnicie. Nu mai spun despre post. Dacă s-ar face acum străbunii noștri să ne vadă pe noi cum postim. Ăsta numai post nu se cheamă. Ăsta este o totală bătaie de joc, nu post. Pentru ei postul era post. Dar noi avem ceea ce avem astăzi. Deci iată, aceasta este taina fără de lege care se lucrează în ascuns și ei este un semn. Este un semn pe care Hristos ne-l spune, el spune ucenicilor și nouă să fim atenți. Când veți vedea și aceasta, deci fără de lege, toată fără de lege, că se lucrează, iar voi veți fi minți de dimineață până seara cu altceva, culmea, marea, marea majoritate vor merge cu ochii legați după minciună și vor ignora adevărul, să știți că și acesta este un semn. Concluzia la acest punct este că nu suntem atât de departe de sfârșitul lumii, părerea mea. Dacă credeți altfel, aveți timp să o spuneți.
Și încă o dată zic, atâta timp cât un preot sau un episcop sau un creștin vorbește adevărul, doar adevărul. Nimic mai mult. Nu faci nimic mai mult decât să vorbești adevărul. Și toată lumea zice că ăsta este curajos, atunci este foarte grav. Și într-adevăr, este o stare de plâns și nu de râs. Dacă să spui doar adevărul pentru asta, ești numit curajos sau ăsta am ajuns să vorbești adevărul și să fii catalogat ca un om curajos, e atunci ce mai înseamnă curajul dar în lumea asta? Iată, de aceea atunci când cineva spune sau vorbește, toți ceilalți nu trebuie să stea indiferenți. Doar împreună, în comunitate. Așa vom reuși și nu separat și nu individual unul față de celălalt. Pentru că ei, imediat vă spun cine, de asta și se tem, de comunitate. Dar individual pe fiecare, îl rup în 3 secunde. Iată, când e vorba de comunitate, atunci este mai greu. De aceea și Mântuitorul a făcut această comunitate de apostoli și nouă ne spune să fim uniți, să fim în același duh și să mărturisim adevărul. Să trecem la un alt punct. Este o oră târzie, avem deja o oră și jumătate. Dacă n-ați obosit, mai vorbim puțin, iar dacă este prea mult pentru astăzi, lăsăm pentru data viitoare. Ce spuneți? Un da sau nu? Părinte, fiecare cum rezistă. Deja, Doamne ajută. Eu ascult cu plăcere, părinte. Pentru mine răspund. Am înțeles. Trecem la un alt punct care ne interesează foarte mult și iarăși puțin care îl înțeleg. Venirea lui Antichrist în lume. Și de aici apare sau apar mai multe întrebări. Prima întrebare care cel puțin mie mi apare și poate și dumneavoastră. Cine este acest Antichrist? Unde trăiește? Pe ce stradă? Care e adresa? Ce se îmbracă? Ce mănâncă? Și așa mai departe. Aveam o discuție cu niște oameni într-o zi și ăștia erau din gama asta mai oameni a sportului. Și unul zice, tot vorbeam noi despre semnul sfârșitului și mă întrebau despre Antichrist. Bine, că nu era o discuție teologică, când vă dați seama că nu aveam cu cine discuta din punct de vedere teologic. Le mai spuneam și eu ceva acolo. Și unul din ei îmi zice, bine, va veni Antichrist, va veni Antichrist. Păi da, și noi nu putem să-l omorăm, dacă nu știm care e Antichrist. Îl omorâm și gata, totul revin la normal. Bineînțeles, am început să râd că, da, altceva nu-ți vine să faci decât să râzi, cât de naivi sunt unii. Și totuși, întrebarea destul de serioasă, care cu siguranță vă preocupă și mai mult ca sigur nimeni nu o cunoaște răspunsul. Cine este Antichrist? Este un om? Este un vânt? Este denumirea unei mașini sau unui avion? Sau poate o bombă nucleară care va omorâ tot pământul? Cine este acest Antichrist? Răspunsul îl găsim imediat la
Sfântul Apostol Pavel în Epistola 2 către Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 3, 4, 5, 6, 7, 3, 7. Haideți să citim atent aceste versete. Să nu vă amăgească, vedeți, vorba de amăgire, nimeni. Cu nici un chip. Țineți minte acest cuvânt, cu niciun chip. Căci ziua Domnului nu va sosi până ce mai întâi nu va veni lepădarea de credință. Și nu se va da pe față omul nelegiuirii, fiul pierzării și, la începutul versetului 4, încă o denumire, potrivnicul. Am văzut la Evanghelia de la Matei, v-am arătat versetul 14, deci nu va veni sfârșitul lumii până când nu se va vesti Evanghelia Împărăției, această Evanghelia Împărăției la toate neamurile. Aici Sfântul Apostol Pavel, către Tesaloniceni, scrie următorul lucru. Să nu vă amăgească nimeni. Că ziua Domnului nu va veni până ce mai întâi nu va fi sau nu va veni lepădarea de credință. Și nu se va da pe față cine? Fiul nelegiuirii, fiul pierzării și potrivnicul. Adică, fără de legea despre care am vorbit, taina fără de lege care se lucrează astăzi în lume, fiul pierzării care a venit să piardă, adică să omoare, să distrugă, nu să zidească și nu să mântuiască, fiul al pierzării și potrivnicul. Cine este potrivnicul? Cel care se împotrivește voii și iubirii lui Dumnezeu. Iată definiția pe care o dă Sfântul Apostol Pavel pentru acest om, care nu sunt trei diferiți, este unul singur, omul nelegiuirii sau fiul pierzării sau potrivnicul este același, Antichrist. Și totuși, cine este el? Că până la urmă asta ne interesează, nu? Deci nu vă interesează probabil detaliile. Spune-ne nouă direct. Uite Antichristul, arată-l acolo. Imediat ajungem până acolo. Să aveți un pic de răbdare. Haideți să vedem cu ce se ocupă omul ăsta. Omul nelegiuirii, fiul pierzării și potrivnicul. Auziți ce spune Apostolul Pavel la versetul 4. Care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu. Sau se cinstește cu închinare așa încât să se așeze el în templul Dumnezeu, dându-se pe sine drept Dumnezeu. Ați văzut ce răvnește Antichristul? Se înalță mai presus decât Dumnezeu. Deci tot cel ce ignoră, mai cu seamă, mai și spune că nu există de fapt Dumnezeu și totul este o minciună și totul este o aluzie și de fapt omul este Dumnezeu sau banul este Dumnezeu sau puterea este Dumnezeu. Să ai putere este foarte important. Dacă ai putere, ai și bani, ai și relații, ai peste tot. Ești un mic Dumnezeu, dacă nu un mare Dumnezeu, în țara ta sau în regiunea ta. Iată până acolo încearcă fiul pierzării, omul nelegiuirii și potrivnicul să ajungă în templul cel sfânt ca și acolo să se închine ca unui Dumnezeu. Mergem mai departe. Versetul 5. Și aici, să fiți cu luarea minte, le spune Apostolul Pavel, nu vă aduceți aminte că pe când eram încă cu voi vă spuneam aceste lucruri? Le spune tesalonicenilor, încă anii
58-60 după Hristos. Și acum, și aici, atenție mare, știți ce îl oprește? Ca să nu se arate decât la vremea lui. Însemnați-vă versetul 6 și citiți-l de 1000 de ori. Apostolul Pavel le spune tesalonicenilor cu 2000 de ani în urmă. Și acum știți ce îl oprește. Deci știau tesalonicenii ceva, ceea ce nu știm noi, nici până ziua de astăzi. Și nu știu dacă vom ști vreodată. Apostolul Pavel le-a spus și ei știau ce îl oprește pe cine? Pe fiul pierzării, pe omul nelegiuirii și potrivnicul, adică pe Antichrist. Ca să nu se arate decât la vremea lui. Este o taină a Sfintei Scripturi. Mulți exegeți, mulți specialiști în Noul Testament pe care i-am mai auzit vorbesc despre această oprire, ce-l oprește? Lucrarea Duhului Sfânt în oameni. Asta-l oprește. Și posibil să aibă foarte mare dreptate pentru că se urmărește sau spre sfârșitul vremurilor se urmărește oprirea jertfei necurmate, adică Sfânta Liturghie. Să nu se mai facă liturghii nicăieri pentru că aceasta îi ține pe oameni în viață, pe creștini în viață, nu pe oameni, dar pe creștini în viață și îi face puternici și Hristos îi întărește prin înnoirea Harului. Posibil să fie una din variante această taină pe care Apostolul Pavel așa și-o lasă, nedeslușită. Încă o dată citesc versetul 6. Și acum știți ce-l oprește. Ca să nu se arate decât la vremea lui. Ce știau tesalonicenii? Ce le-a spus Apostolul Pavel? Noi nu cunoaștem și nici nu avem de unde, ci doar putem presupune. În continuare, versetul 7. Pentru că taina fără de legii se și lucrează. Ați văzut? Ea de atunci se lucrează, această taina fără de legii. Și v-am dat câteva repere. Căsătoria, organizația asta, Sodoma și Gomora, fie războaie, fie boli, pandemii, crize, cum posteau oamenii înainte, cum se rugă, toate luate împreună. Iată, această taină fără de lege se lucra încă din vremea Sfântului Apostol Pavel. Până când cel care o împiedică acum va fi dat la o parte. Și versetul 8. Și atunci se va arăta cel fără de lege, pe care Domnul Iisus îl va ucide cu suflarea gurii sale și îl va nimici cu strălucirea venirii sale. Iarăși avem această definiție. Pe lângă omul nelegiuirii, fiul pierzării și potrivnicul, mai apare încă una. Cel fără de lege. Cel puțin dacă gândim la legea morală. Pentru că vrem noi sau nu vrem, trăim în două lumi odată. Trăim sub legea lui Dumnezeu, în viața noastră și în lumea aceasta formată din creștini, și trăim în lumea fără de lege. Acolo unde nu se ține cont de învățătura lui Iisus, ci prevalează alte învățături, de care vreți, și alte legi, votate de oameni, ei le votează, ei le schimbă, azi e bună, mâine e rea și tot așa mai departe. Și aia este sacră și sfântă. Când se cântă Tatăl nostru, toți stau și dorm și mănâncă și beau, dar când se cântă imnul țării, toți trebuie să ne ridicăm în picioare, că trebuie să onorăm ce. Ei, iată până acolo a mers fiul fără de lege. Dar iarăși spune
Apostol Pavel, la venirea lui Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale. Și atunci, dacă doar o suflare a Mântuitorului este de ajuns să-l nimicească pe acest fiu al fără de legii, noi, creștinii din ziua de azi, ne temem de cine? De care antichrist ne temem noi? Dacă el va pieri la strălucirea lui Hristos, și noi ne temem de ce? Care e motivul să te temi? Și nu odată am zis, atunci când spuneți rugăciunea Tatăl nostru, ceea ce spune gura să înțeleagă mintea. Și apoi să se coboare la inimă. Și de acolo să plece la Dumnezeu. Când spui Tatăl nostru care ești în cer, ne dăm seama că avem un tată ca nimeni altul, care nu-i de aici, dar e din cer, care pe toate le vede. Și iată, cu suflarea gurii sale poate nimici pe oricine, inclusiv pe acest strașnic și de temut antichrist, de care se tem toți, nu știu de ce se tem. Și atunci, întrebarea este, noi credem sau numai ne prefacem că credem? Noi suntem creștini cu verticalitate și stăm demn în fața oricăror încercări și provocări care vin asupra noastră sau cât e pace și liniște, strigăm în gura mare. Când se pornește ceva, gata, trebuie să dispărem, să ne ascundem, pentru că gata, vine antichrist. Antichrist despre care nimeni nu știe nimic. Și o să vedeți imediat descoperirea pe care ne-o face Sfântul Ioan Teologul. Deci, versetul 9. Venirea aceluia va fi prin lucrarea lui Satan, însoțită de tot felul de puteri și de semne și de minuni mincinoase. Deci, se are în vedere un om și toată puterea diavolului care va intra în el. Și acesta este antichrist. El va veni ca un om înzestrat cu toată puterea răului, toată puterea iadului. Și va face semne și minuni mincinoase. În continuare, versetul 10, ascultați pentru cine sunt minunile mincinoase. Și de amăgiri nelegiuite pentru fiii pierzării, fiindcă n-au primit iubirea adevărului, ca ei să se mântuiască. Ați văzut ce cuvânt excepțional. Iubirea adevărului. Deci iubirea adevărului mântuiește. Sau adevărul iubirii duce pe om spre mântuire. Ați văzut ce poate adevărul în viața unui om? De care n-ar fi el? Adevăr să fie. Și acum, ne întoarcem un pic înapoi, Iisus pe scările templului strigă către popor și zice, eu sunt calea, adevărul și viața. Acum, ca să ajungi la Hristos și să te mântuiești, să mergi pe calea lui Hristos, să-L urmezi pe Hristos, să mărturisești adevărul despre Hristos și atunci te mântuiești. Pentru că cel ce nu-L mărturisește pe Hristos, de fapt nu-L mărturisește nici pe Tatăl, cel ce îl urăște pe Hristos, îl urăște și pe Tatăl, cel ce iubește pe Fiul, iubește și pe Tatăl. Cel ce va mărturisi despre Fiul, va mărturisi și despre Tatăl. Și la rândul său, El va mărturisi înaintea Tatălui în împărăția lui Dumnezeu. Mai departe, la versetul 11, ne spune Apostolul Pavel următoarele lucruri, și de aceea Dumnezeu le trimite o lucrare de amăgire, cui?
fiilor pierzării, nu altcuiva. Le trimite o lucrare de amăgire ca ei să creadă minciuni. Ca să fie osândis toți cei ce n-au crezut adevărul. Ce le-a plăcut nedreptate. Iată pentru cine este toată lucrarea de amăgire. De aceea v-am zis și vă repet, stați ferm în credință. Dumnezeu este iubire, Dumnezeu este unul și adevărul este același, neschimbat, ieri, azi și în veci. Vor veni, vor încerca, vor stârni, vă vor amăgi, vă vor spune, nu știu. Nu credeți nimănui. Aveți Sfânta Scriptură, aveți Sfinții Părinți și stați cu demnitate în dreapta credință. Și atunci veți vedea mântuirea. Altă cale nu există decât în adevăr. Să mărturisiți adevărul și să rămâneți în adevăr până la sfârșit. Haideți acum să vedem cine este Antichrist. Probabil toți așteaptă cu inima la gură să vadă cine este. Haideți să-l vedem cine-i și să-i dăm și numele chiar, că nu e o problemă. Să știe toată lumea cine este Antichrist. Deschideți Sfânta Scriptură la 1-a epistolă către a lui Ioan, capitolul 2, versetul 18 până la 20. Auziți ce spune Sfântul Ioan Teologul și Evanghelist. Copii, este ceasul de pe urmă. Când a scris Ioan Teologul această epistolă? Oare nu acum 1900 de ani în urmă? Și el spune așa, copii, este ceasul de pe urmă. Și precum ați auzit că vine Antichrist, deci de atunci se vorbea. Iar acum, atenție, mulți antichriști s-au arătat. De aici cunoaștem noi că ceasul este, că este ceasul de pe urmă. Deci în vremea Sfântului Ioan, teologul, mulți antichriști s-au arătat. Noi pe care antichrist îl mai așteptăm? Mergem mai departe. Cât de frumos și de înțelept și de clar ne spune Ioan Teologul, numai că, de, noi avem o boală. Noi nu ne place să citim, să cunoaștem. Și este boala noastră. Auziți ce spune? Dintre noi au ieșit, dar nu erau de ei noștri. Ați văzut de unii ies antichriștii? Acum înțelegeți cine sunt antichriștii și cine este de fapt antichristul? Cel care nu mărturisește pe Dumnezeu în treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Cel care este cu noi în satul nostru, în localitatea, în orașul nostru, în țara noastră, în comunitatea noastră. Și mergem împotriva Dumnezeirii. Cel care nu mărturisește pe Dumnezeu în treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, este un antichrist. Căci de-ar fi fost de-ai noștri, spune Ioan Teologul, ar fi rămas cu noi. Ci ca să se arate că nu sunt toți de-ai noștri, de aceea au ieșit. Iar voi, adică cei care rămâneți, ungeri aveți de la cel de sus, sfânt și știți toate. Nu știu dacă nu este prea multă informație pentru ziua de astăzi, dar ceea ce am înțeles eu și ceea ce înțeleg eu este că încă în vremea Sfinților Apostoli se vorbea despre Antichrist și tot cel ce merge împotriva lui Dumnezeu este un Antichrist și toți ăștia luați împreună formează un tot întreg, așa cum creștinii sunt uniți prin rugăciune și prin mărturisire. Toți într-un gând, într-o mărturisire suntem. Tot așa și răul. În
toate aceste slugi ale diavolului sunt antichriștii care luptă împotriva adevărului, nu iubesc dreptatea, fac toată fără de legea, o promovează la nebunie și sunt gata la toată prostia, la tot ceea ce este mai rău să fie pus la loc de cinste, toată nedreptatea și toată minciuna, iar adevărul să fie călcat în picioare. Și aici putem face o concluzie și nu diferă de celelalte două. La tot ceea ce vedem în mijlocul nostru, începând de sus și până jos, priviți doar un factor care este decisiv, ca să vă puteți da seama de niște lucruri esențiale. Priviți la numărul celor care sunt duminica în biserică, raportat la numărul populației din localitate, și calculați procentul. Câți rămân după cuvântul Sfântului Ioan Teologul la Epistola 1, iar voi ungeri aveți de la cel sfânt și știți toate. Câți rămân cu această ungere dumnezeiască și câți fac parte din cealaltă tagmă, cât n-ar fi de paradoxal, antichriștilor, pentru că spune eu anteologul, cu noi sunt, dintre noi au ieșit, n-au venit de pe planeta Marte, iar Duhul cel rău care intră în ei și îi stăpânește, iată, acest Duh malefic, cu toată puterea, va lucra prin ei. Ca să ce? Să piardă, să distrugă, să mintă și să facă toată fără de lege pe pământ. De aceea, Dumnezeu, Hristos, Iisus, Domnul nostru, îi va distruge cu suflarea gurii sale. Și lumea aceasta nouă care urmează să rămână aici pe pământ, că doar nu va veni altă lume. Oamenii sunt veșnici, pentru că veșnic este Dumnezeu. Și creația mâinilor Lui n-ar avea sens dacă totul s-a sfârșit într-o bună zi. Ci doar, iată, această trecere, acest sfârșit care trebuie și este logic, pe cât se poate de logic, așa cum toate se termină într-o bună zi și sunt logice. Dacă mașina este foarte, foarte veche, are 30, 40 de ani, gata, nu mai poți folosi, i-a venit sfârșitul. Dacă copacul a dat roade, și nu mai dă, i-a venit sfârșitul. Omul din copil se transformă și ajunge la bătrâneț și îi vine sfârșitul. Deci totul are un sfârșit, așa și această lume trebuie să aibă un sfârșit. Ca din acest sfârșit sau prin această moarte, care este trecerea, să se nască omul cel nou. Copacul de anul acesta are 5 coarde de rod și face 10 fructe frumoase, bune și atât. Vine iarna care și s-ar părea că copacul moare, dar el nu moare, el trăiește, prinde la puteri și al doilea an diferă de primul an. Deja are 10 coarde de rod și e nevoie să-l curățăm, pentru că totul are nevoie de îngrijire și va da mai multe fructe. Va ajunge și anul în care vom strânge coșuri întregi, paniere întregi de fructe din el. Dar îmbătrânește cu anii și îi vine sfârșitul. Se termină. Iată, spre acest sfârșit logic mergem fiecare, cu viața noastră personală, cu tot absolut ce ne înconjoară, tot ceea ce vedeți, tot ceea ce a creat Dumnezeu. Își are logicul sfârșit într-o bună zi. Dar nu un sfârșit în sens de distrugere totală. Ci ca prin această moarte, cei care au iubit adevărul și au mărturisit pe Dumnezeu, vor rămâne cu El și vor domni și vor dăinui veșnic în bucuria Stăpânului, exact ca în Evanghelie, bine slugă vrednică și credincioasă, intră în bucuria Stăpânului tău, iar ceilalți care nu L-au iubit și singuri
s-au autojudecat și s-au lepădat de Dumnezeu în lumea aceasta. Și s-au înscris în rândul luptătorilor împotriva adevărului și a lui Hristos. Aceia vor fi trimiși la osânda veșnică. Bunul Dumnezeu să vă întărească și să vă dea sănătate. Este doar prima parte a semnelor sfârșitului lumii. Vom discuta în continuare aceste semne, pentru că ele sunt multe, despre care spune Mântuitorul în Evanghelie la Matei, despre înmulțirea războaielor și va peri lumea prin foc, acum toți se tem de foc, nu? Mai și numesc ăștia Armagedon. Vai, rușii dau bomba nucleară, americanii dau înapoi, va arde pământul. Toate sunt aberații. Nu va peri lumea prin foc, deși Sfânta Scriptură ne arată că prin foc, dar ne rămâne să vedem ce fel de foc. Este acesta despre care ne spune Sfânta Scriptură, despre care ne spune Apocalipsa și despre care ne spune Biblia în general. Cu puțină răbdare, n-a rămas mult până săptămâna viitoare. Nu știu dacă cu siguranță aveți întrebări, dar eu v-aș sugera, pentru că este o oră târzie și am eu problemele mele personale, familiare, la care trebuie să fac față, că nu pot să abandonez totul. V-aș ruga din suflet și insistent să nu vă supărați în această seară, să vă notați toate întrebările care chiar acum le aveți și le preluăm data viitoare sau le lăsați înscris pe această pagină de Telegram și vă răspund cu mare drag data viitoare, care va fi joia viitoare. În speranța că mă înțelegeți și nu vă supărați, vă doresc tuturor o seară binecuvântată, să nu vă temeți de Antichristul pe care îl așteaptă toată lumea, ci priviți la antihriștii care sunt în mijlocul nostru, că ăștia și sunt. Asta este puterea antihristului. Tot ceea ce vedeți în jur, ăștia și sunt fiii pierzării. Și dacă noi stăm cu mâinile în sân și privim la ei, cum ei fac toată fără de legea, o mână, o gașcă de potlogari, în fiecare țară, nu sunt mai mulți, sunt câțiva. Și își bat joc și de oameni, și de bătrâni, și de tineri, și de copii, și de tot ceea ce le stă în față. Păi atunci ne merităm soarta. De ce spune Mântuitorul? Pentru unii mă voi milostivi. Pentru care? Pentru cei care vor sta cu capul plecat și vor deveni subordonați. Sau cum ziceau episcopii noștri, ne subordonăm, nu? Am uitat cuvântul ăsta. Un cuvânt magic avea ei. Deci iată, dacă vom sta cu capul plecat ca ei să-și facă lucrarea, păi atunci noi grăbim timpul spre noi. Iar dacă vom lua atitudine și vom avea demnitate și vom ieși în întâmpinare, nu cu rău, dar mărturisind adevărul și dând minciuna pe față. Și nu unul, doi, dar cât mai mulți. Iată, de aceasta el se teme. Și atunci va da înapoi. Și nu e exclus să mai amâie Dumnezeu judecata logică și necesară pentru toată istoria neamului omenesc. Să fiți sănătoși, să vă întărească Dumnezeu, să faceți fapte bune și frumoase și să fii vrednici de pomenire. Doamne, ajută tuturor în tot ceea ce faceți. Seară binecuvântată să aveți!